Acum mai mulți ani am călătorit în Germania de Est și asta s-a întâmplat când Germania era împărțită între Vest și Est. Această națiune după război a fost frântă în bucă și chiar în acea perioadă eu am vizitat Germania și acolo am întâlnit niște creștini deosebiți care îl iubeau pe Domnul. Prietenii aceștia au vrut să-mi arate patria lor și cât de frumoasă este țara în care ei locuiesc. Ei mi-au spus să -mi există o priveliște frumoasă pe care o poți vedea dintr-un loc special, dar va trebui să urcăm pe acest munte. Ei bine, atunci avem o problemă, eu am rău de înălțime. Totuși am început să urcăm pe un munte folosind o potecă îngustă până când n-am mai putut să înaintăm. În momentul acela am îmbrățișat o stâncă și m-am ținut tare de ea ca să nu cad în prăpastie. Am crezut că o să cad, dar prietenii mei mi-au spus, hai să că e ușor, dar nu mă mai pot mișca, le-am spus. Eram disperat, frica a început să-mi cuprindă toată inima. Și atunci am descoperit cât de puternică este frica. Pur și simplu a fost paralizat, iar unul din lucrurile pe care mi le-am amintit atunci când mă aflam pe poteca acea îngustă a fost să-mi dau seama cât de mult urcasem pe munte și cât de periculos ar fi fost pentru mine ca eu să cad de acolo. În acele momente grele mi-am adus aminte de călăuzirea lui Dumnezeu în rugăciune. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos și-a învățat ucenicii să se roage în felul acesta. Nu ne duce pe noi în ispită. Și acea călăuzire se asemănă foarte bine cu modul în care un păstor își conduce oile pe potecile înguste și periculoase. Practic, oile sale spun, nu ne lăsa să cădem, Doamne. În felul acesta ar trebui cu toții să ne rugăm. De foarte multe ori oamenii m-au întrebat, Semi, cât de mult ar trebui să mă rog? Dăm voie să spun cât de mult ar trebui să te rogi. Să știi că nu există un număr precis de minute sau de ore în care ar trebui să te rogi. Ar trebui să te rogi suficient de mult încât să știi sigur că atunci când ai terminat rugăciunea, Dumnezeu te va călăuzi. În felul acesta s-a rugat Moise și a spus, Doamne, dacă nu mergi tu în sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și de această rugăciune avem nevoie cu toții. Avem nevoie să știm cu adevărat că atunci când ne rugăm, Dumnezeu ne va călăuzi și că atunci când ne vom ridica de la rugăciune, Dumnezeu va fi cu noi oriunde vom merge. Așa că roagă-L pe Dumnezeu să te călăuzească. Roagă-te așa cum Domnul Isus ne-a învățat cum să ne rugăm. Și nu ne duce pe noi în ispită. Doamne, nu mă duc pe marginea prăpastiei, ci condumă pe cărarea voii tale. Pentru că doar voia ta, E desăvârșită și plăcută.